Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. Astăzi discutăm despre CFR Cluj, pentru că Edi Iordănescu a redebutat pe banca clujenilor aseară cu o victorie împotriva lui Poli Iași 2-0. Discutăm și despre Dinamo, despre ce se mai întâmplă în Ștefan cel Mare, pentru că cum necum echipa roșialbă reușește să adune a treia victorie consecutivă, a câștigat la Pitești 1-0. Discutăm și despre tragerile la sorți pentru grupele preliminare ale campionatului mondial din 2022. Iar în partea a doua a emisiunii vom discuta cu Cristina Brudiu, Miss Popularitate. Invitatul nostru în această dimineață, în prima parte cu care vom discuta toate subiectele zilei, este Gabi Răduță, fost fotbalist cu peste 300 de meciuri în Liga 1 și fost șef al Academiei de Copii și Juniori din Ștefan cel Mare. Bună dimineața, Gabi, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Hai să începem cu CFR-ul, pentru că mi s-a părut un stil schimbat, un stil nou adus de Edi Iordănescu. Se pare că echipa asta, care era învățată cu mingi lungi pe vârful, știe să și combine, să joace ofensiv. Ce părere ai? Da, mi-a plăcut jocul. Am văzut integral jocul aseară, fiindcă am acolo câțiva jucători care am avut un aport deosebit la creșterea lor. Referi la Costache, Ciobotariu, Bălgrădean și Alexandru Chipciu. I-am avut la Brașov, pe amândoi. Ah, tu ai fost și la Brașov, am uitat. Da. Și sunt doi dintre copiii mei care am făcut foarte multe lucruri pentru ei. În altă ordine de idei, Mi-a plăcut abordarea echipei, mi-a plăcut abordarea lui Edi Iordănescu. Din punctul meu de vedere, am zis tot timpul, un antrenor foarte bun, un antrenor inteligent, un antrenor cu principii bune și sănătoase. Mi se pare că este un antrenor în antiteză cu moda din Liga 1, în care tehnicienii sunt subordonați patronilor, pleacă capul și fac tot ce spun patronii. El e genul, nu domne, nu faci ca mine, și drept dovadă, uite cum a semnat, pe doar 7 luni. I-au propus un an și 7 luni și a spus nu, vreau 7 luni și mai discutăm după aia. Da, este adevărat. Nu numai asta, dar ați văzut că a așteptat, a stat într-o vacanță prelungită, în contextul în care a avut câteva oferte din România. A meditat și a ales, din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție. CFR Cluj, chiar dacă a trecut printr-o perioadă mai nefastă din punct de vedere al rezultatelor, este echipa momentului, este campioana în titră. Din punctul meu de vedere, este echipa cea mai bună din campionat în momentul de față, chiar dacă FCSB este pe primul loc, adică din punct de vedere al jucătorilor, al experienței lor, al jocurilor jucate la nivel internațional, adică va fi o nucătare și anul acesta. Ca și joc, v-am spus, îmi pare bine că ați văzut că Costache aseară, eu zic că a fost cel mai bun jucător de pe teren, chiar dacă l-a schimbat. Deși Deac, cel mai bun joc al lui din într-adevăr. La CFR Cluj mi s-a părut că a fost cel mai bun joc al lui. I-a dat libertate de mișcare, a spus, schimbau tot timpul părțile. A avut acțiuni foarte bune. Ciprian Deac a venit cu un mare plus. Se vede că e un jucător cu mare experiență. Bine, nici Poltin Caiaș nu le-a pus foarte mari probleme, dar una peste alta, jocul și filozofia antrenorului Edi Iordănescu îmi place foarte mult. Este cea mai potrivită variantă pentru CFR Cluj în acest context, dintre toate variantele, pentru că știi și tu, s-au perindat mai multe nume, de la Dimutul, la Jorge Costa, Vasile Miriuță. E cea mai bună variantă pentru CFR pe care da, au ales-o Clujin? Din punctul meu de vedere, da, este cea mai bună variantă. Adică ce vedeam eu la CFR acum, după Dan Petrescu, că Dan Petrescu, vrei, nu vrei, îi dăm Cezarului ce al Cezarului, jos pălăria pentru el, pentru ce a făcut și a realizat. Iar după un antrenor ca și Dan Petrescu, trebuie să vină un alt antrenor foarte bine pregătit și în cel mai bun sens al cuvântului, antrenor. Adică eu vedeam decât pe Mircea Rednic în momentul de față și pe Edi Iordănescu. A, interesant. Da. N-a fost în cărți Mircea Rednic, dar... S-a dus la un club la fel de mare, s-a dus într-un proiect... Aia, nu e chiar atât de mare clubul Viitorul, dacă îl comparăm cu CFR. Nu poți să spui nu, din punct de vedere al trofeelor, nu, dar din punct de vedere al organizării și la tot ce se întâmplă acolo, este un club super profesionist. Eu știu, dar pe de altă parte ne uităm la câte campionate a adunat CFR-ul, câte trofee, câte... E adevărat, dar filozofia este cu totul alta. E adevărat, ai dreptate. Viitorul produce, inventează trofee, exact. Iar Viitorul construiește loturi naționale, să vă dau un exemplu. Adică chiar dacă am fost rival de-a lungul timpului și
Au mai fost și divergențe, adică pentru ceea ce a făcut și face Hagi la Viitorul este incredibil. Adică în momentul când mai există un om ca și el sau doi la nivel de fotbal românesc, atunci ascensiunea acestor copii la loturile naționale este mult mai benefică. Bun, hai să vedem ce a spus Edi Ordănescu după victoria de aseară, după care revenim să comentăm. E o victorie de necontestat. Este în totalitate meritul echipei. Munca echipei și munca lui Dan și al staff-ului lui, bineînțeles, care au fost aici o perioadă lungă. N-am avut niciun dubiu că echipa are calitate. Mi-am dorit să fiu aici în acest moment greu atunci când a venit oferta de la CFR. Motivele sunt simple. Să antrenez campioana României, jucători, din punctul meu de vedere, cei mai buni din România și întotdeauna am fost, am văzut jucătorii cei mai buni de aici. Cred că nu exagerez cu nimic. Au dovedit-o în multe rânduri și sunt sigur că o vor dovedi și în continuare. Am venit într-un moment greu și mi l-am asumat, pentru că era ușor și probabil că orice antrenor s-ar fi gândit așa să își dorească să ia în pauza competițională și puteam să propun acest lucru, dar am considerat că e nevoie ca echipa să aibă stabilitate, să aibă antrenor, iar eu mi-am asumat acest moment extrem de greu până la urmă. E un prim pas, pregătim acum ce urmează pentru Europa și așa am gestionat și jocul. Nu este ușor să facem modificări majore pentru că timpul este foarte scurt. Ați văzut și azi am încercat un joc un pic mai constructiv, cu un atac un pic mai pozițional și prelungit. Mergem acolo să încercăm să gestionăm bine momentele de joc, să încercăm să marcăm, pentru că altfel nu avem șanse pentru calificare și sperăm ca la final de joc să putem să fim fericiți. Da, l-am văzut pe Edi Ordănescu la lucru în ultimul cantonament din Marbella al lui Gazmetan și mă uitam, chiar este un băiat care se dedică total și nu ca o să-l laud aici, spune exact ce am văzut. Mi-au aminte că la micul dejun, în jur de 7:30-8 dimineața, era cu laptopul, mânca și stătea pe laptop și pregătea antrenamentele. Și încă o chestie mi s-a părut foarte interesantă, deși nu are un background foarte puternic ca fotbalist, nu e un nume cum a fost taicăsul, de exemplu, în momentul în care Edi intră într-o încăpere, se lasă liniște la echipă. Se opresc glumele, se opresc catericile, inclusiv staff-ul, inclusiv jucătorii. Că vreau să spun că îi impunem un respect foarte, foarte mare. Ce părere ai? Păi, da, prin educație, prin modul de a se comporta cu jucători, prin corectitudinea lor față de ei, contează foarte mult. Respectul nu ți-l impui, respectul ți-l câștigi. Așa și ca fotbalist, așa ca și antrenor. În momentul când te comporți de o manieră corectă cu jucătorii, atunci și respectul lor vis-a-vis de tine este la fel. A riscat Edi că accepta să ia echipa acum din mers, pentru că este unul dintre principiile lui să nu ia echipe din mers. Ar fi vrut să o ia în pauza competițională și stau și mă gândesc, uite ce meciuri. Ok, Poli Iași, să zicem că e mai ușor, dar urmează Young Boys Berna, meci decisiv, și urmează FCSB Dinamo și Craiova. Incredibil. Da, nu, din punctul meu de vedere nu, deoarece sunt patru jocuri care el se poate edifica asupra tot ce vrea să facă la CFR Cluj. Din iarnă mai poate aduce jucători în perioada precompetițională, mai poate renunța la anumiti jucători care nu se încadrează în filozofia lui de fotbal. Adică, din punctul meu de vedere, este o etapă preliminară pentru a pune la punct lucrurile pentru viitorul sezon. Chiar dacă rezultatele nu vor fi pe așteptările clubului sau pe așteptările lui, dar în primul rând pentru a construi și a te impune, ai nevoie și de timp. Iar în momentul de față el nu s-a dus cu tot respectul la, nu știu, la Hermannstadt sau la Sepsi sau nu. Da. S-a dus la CFR Cluj, la campioana României și eu zic că prin valoarea jucătorilor poate să aibă rezultate pozitive în aceste patru etape. Pentru că tu ai fost fotbalist și știi foarte bine ce înseamnă sufletul unui fotbalist. Din sursele mele, și sunt foarte sigure și verificate, Ciprian Deac deja nu-l mai suporta pe Dan Petrescu, nu mai suporta teroarea pe care i-o dădea. Chiar spusese unor apropiați, stau să-mi duc contractul la bun sfârșit, să-mi iau banii pe 2 ani, nu mă mai interesează, poate să mă trimită și la echipa a doua. Aseară am văzut un alt Ciprian Deac. E posibil să fie cumva o explozie și o poftă revenită a lui Deac odată cu schimbarea antrenorului? Puh,
Da, în momentul când nu ești acolo e greu să ai o părere. Tu ai pățit în cariera ta asta să nu mai suporți un antrenor? Da, stilul, mă refer stilul. Și după aia să vine imediat unul și să ți se schimbe radical jocul? Da, mi s-a întâmplat. Și mi s-a întâmplat de mai multe ori și în Germania și în România, dar la ce am văzut? Bine, dacă ești un caracter puternic, treci peste lucrurile astea. La ce știu eu pe Ciprian, nu știu personal, dar din ce am auzit de la colegii lui, este un băiat senzațional, un băiat care se implică 100% în tot ceea ce face. Ai văzut că ultimele meciurile lui nu au mai fost chiar atât de strălucite. Nu cred, adică nu că nu cred. E adevărat, Dan are un stil mai impulsiv, adică e un perfecționist, vrea ca totul să îi se întâmple așa cum vrea el, dar... Păi și așa pui presiune. Nu spun că a fost un conflict între cei doi, da, doamne fește. Da. Dar știi cum e ca la școală. Nu mai suporți profesorul de matematică. Se schimbă profesorul, parcă te ratezi altfel materie. E adevărat, dar din păcate sunt 25 de jucători sau 30 de jucători. Ai, au mai mult, și cred că 35. 35 și 35 de caractere diferite. Și tu, ca și antrenor, trebuie să ai capacitatea să îi asamblezi în puzzle-ul ăla care îți dorești. Iar vis-a-vis de asta, da, se poate să ai un blocaj mental, adică intervine rutina, poate sunt jucători... Lehamite. Sunt niște jucători care acceptă critica, sunt jucători care nu acceptă critica, sunt jucători care percep într-un fel discuțiile cu antrenorul, sunt jucători din altfel care le percep, unii trebuie să iei de gât și să îi pupi și să te joci cu ei, să îi răspeți, ceilalți trebuie să îi ții cu o mână puternică. Ciprian, eu cred că e undeva la jumătate, adică și prin experiența lui... era unul dintre apropiații lui Dan Petrescu înainte? Nu, dar mi s-a și părut așa din jocuri și cum se manifestă, că mă uit și în detaliu așa la joc, când dă un gol, când dă o centrare, când dă o pasă de gol, parcă am văzut că există o simbioză între ei așa, adică nu cred că a fost ceva... Te întrerup, Gabi, pentru că este alături de noi Dumitru Dragomir. Bună dimineața, domn președinte! Bună dimineața! Cum vi se pare, domne, de la CFR? Uite, a redebutat cu dreptul. Acolo e un colectiv bine integrat, este o atmosferă încă bună, da. Iar Edi este un antrenor destul de serios și de bun. E cea mai potrivită variantă, a fost cea mai potrivită variantă în acest moment pentru CFR? Sigur, este. Dom'le, s-au orientat bine cei de la Cluj. Edi este un copil serios și un antrenor bun. Da. Spunea Gabi Răduță, aici prezent în studio, că el vedea doar două variante pentru CFR în momentul ăsta, Mircea Rednic sau Edi Iordănescu. Ce părere aveți? Da, am doi antrenori foarte buni. Aici sunt încă 2, 3, 4 antrenori în România foarte valoroși. Da. Domn președinte, v-a uimit cumva numirea lui Mircea Rednic pe banca viitorului? Nu, domnule, Rednic e unul din primii trei antrenori al acestei. Eu știu că e bun și sunt de acord cu dumneavoastră, dar având în vedere trecutul lui cu Hagi, în care se înțepau mereu, se luau la mișto, aproape că se înjurau, a fost cam surprinzătoare numirea. E, asta dovedește că Hagi are caracter. De ce? Și nu era niciunul. Că a trecut peste supărare, să spunem așa. Nu mai proști, prin supărarea asta. Da. Dar credeți că are șanse la ceva sezonul ăsta viitorul cu Rednic? Cred că vine în play-off. Se califică în play-off, spuneți. Poftim? Se califică în play-off. Da, așa zic eu. Și mai departe? Sau e deja prea mult să mai cer ceva? E destul. Sunt trei echipe peste care nu poate să treacă, cred eu. Care sunt alea? Craiova, FCSB și CFR? CFR-ul, Steaua și Craiova. Da. Auziți, domn președinte, dar stau și mă gândesc, vă dați seama ce o să fie pe arbitrii care greșesc acum împotriva viitorului? O să aibă și pe Hagi pe cap și pe Mircea Rednic. Dom'le, să nu mai greșesc. Mai lipsa Dan Petrescu. De. Da. Presiune a fost și va fi pe arbitrii, chiar dacă va fi și barul. De ce spuneți asta? Pentru că, doamne, e om și de asta greșesc, doamne. Sunt oameni și ei. Da. Dar pe de altă parte îi punem acolo și sunt plătiți cu niște bani buni, tocmai ca să nu fie chiar oameni să greșească așa constant.
Da, da. Greșesc. Asta este. Că ați văzut, ce s-a întâmplat care... și la Pitești. Incredibil așa ceva. Da. Foarte puțin cu cei care nu greșesc. Bine, jumate din ei n-au nicio treabă cu arbitraj. E adevărat. Mai spunea și Porumboiu aceeași lucru ca și dumneavoastră. Domn președinte, ce urmează pentru Dan Petrescu din punctul dumneavoastră de vedere? În ce direcție ar trebui să o apuce? Să ducă în Scoția. Dacă va fi ofertat. E pe lista scurtă, într-adevăr, la Celtic. Da, dar cu cine concurează el e cel mai bun. Doamne ajută, că pentru România ar fi ceva senzațional să antreneze acolo. Oricum, e unul din antrenorii buni din țară și găsește angajament pe bani mulți. Credeți că ar greși dacă s-ar duce pe la arabi? Dom'le, dacă câștigă bine, nu greșește deloc. Viața este foarte scurtă, dacă nu îți pui provizii deoparte, tremuri la bătrâneți. Da, pe de altă parte, domn președinte, parcă e păcat așa, avem antrenori atât de buni, mă gândesc la Olăroiu, la Răzvan Lucescu, s-au dus în zona aia, performează, dar parcă am vrea să-i vedem în Europa, în campionatele puternice. Să aducă oamenii. Unde sunt bani, doi frate? Toată lumea se duce după bani. Uitați-vă la marge valoarea de lumii. Da. Pep Guardiola s-a dus cu 10 de milioane. Așa e. Ăsta la Real Madrid, la fel. Zidane. Ce Dumnezeu, doamne? Mourinho, la... Ăștia sunt antenori de bani mulți. Da. Bun, vă mulțumesc mult, domn președinte, pentru intervenție. Sănătate multă vă dorim. Sănătate. Da, a fost Dumitru Dragomir. Să se ucă la bani mulți. Da, Gabi, te întreb acum. Ok, bani mulți. Dar sunt oameni care au câștigat. Adică Dan Petrescu a câștigat de-a lungul carierei ca jucător și ca antrenor bani mulți. N-ar trebui, nu știu, n-ar da, trebui să văd, eu îl văd antrenorul care își dorește mai mult performanța decât banii pe Dan Petrescu. Așa. L-am văzut că e foarte motivat în a lua trofee. Și pentru mine este cel mai plăcut sentiment, adică așa văd eu lucrurile. Și după aceea, bineînțeles că vine și partea financiară, în contextul în care ai rezultate, vin și banii. Normal. Ne amintim că are dreptate în ceea ce spune și chiar vreau să-l complimentez acum că, din păcate, în fotbalul de astăzi nu mai sunt oameni de fotbal. Adică nici la nivel de junior, nici la nivel de senior și el este un om care stă pe din afară și care ar putea să ajute din interior fotbalul românesc. Adică să lucreze la un club. Mie îmi plac oamenii cu experiență să fie pe lângă toți acei tineri care au perspective. Hai să vedem ce a spus Daniel Pancu după înfrângerea de aseară cu CFR Cluj, după care revenim. Noi dacă am pierdut ceva, lucrul cel mai important nu sunt neapărat punctele, starea de spirit. Am arătat în multe momente ca o echipă plazată, plafonată, tristă. Aveam impresia de pe bancă că putem să mai jucăm două zile și nu am fi marcat exact unul din jocurile alea a fost. Mă repet, acceptăm înfrângerea, dar acceptăm înfrângerea cu luptă. Noi în seara asta nu am luptat. Echipa CFR, echipă campionă, 3 ani la rând, bugetul care l-au, condițiile care le au. Noi am fost 8 ore cu autocarul cu zi înainte de meci la Cluj, am bătut acolo, ei au făcut jumătate de oră astăzi. Ieri au venit cu charterul și acum deja probabil sunt la Cluj. Un șoc la echipă de genul care a fost la CFR Cluj, poate ar schimba ceva. Nu știu. Mai sunt 3 jocuri. Eu voi trage linie, mă voi analiza și pe mine și jucătorii vom trage concluziile împreună cu conducerea și dacă voi considera că asta este lucrul cel mai bun pentru Politehnica, fără niciun fel de problemă, vom găsi o soluție. Daniel Pancu se gândește deja la demisie. Ce părere? Ar trebui să plece de la ea sau să mai stea? Nu. Eu sunt adeptul continuității și, în primul rând, nu se poate face nimic peste noapte. Este un antrenor tânăr, este la început de carieră, chiar dacă a mai fost pe la Rapid. E de vreme. Adică, nu știu, eu sunt un băiat inteligent, nu cred că poate să ia o așa decizie în contextul, bineînțeles, dacă e susținut de... Bine, acolo sunt probleme, că la multe cluburi sunt salarii neplătite, condițiile nu sunt atât de bune de pregătire. Adică e greu să performezi când adevărat, sunt jucători. Dar luați-l exemplu pe Șumudică, pe Marius. Da. Ce a realizat cu Astra
în condiții la fel de... Ai dreptate aici. În condiții la fel de grele, a știut să țină vestiarul, a știut să țină grupul, a luptat până la capăt, mai făcea glumele cu anticârcelul și că, asta în contextul în care nu aveau vitaminizare din ceea ce mi-a spus el și o bază de recuperare bună. L-a avut pe Dani Coman lângă el, care este un președinte foarte bun și a performat. Adică rezultatele care le-a făcut Șumi în condițiile respective poate fi un model, că nu pot fi la infinit condiții proaste. De exemplu, Dinamo, în momentul de față, ați văzut că până la urmă nu totul e de la condițiile din club, că ultimile trei jocuri nu a arătat asta. Că ar fi o situație foarte dramatică la Dinamo și este, din ce știu eu și ce am văzut eu la Dinamo, cred că este unic în lume ce s-a întâmplat în momentul de față. De ce spui asta? Păi nu există conducători. Pleacă antrenorii. Stai așa, Rufo Coiado, director sportiv, nu-l cunosc. Am înțeles că nu-l bagă în seamă nimeni. Domnul Dorin Șerdean, președinte. Așa. Alex Couto, director general. Ce participă în viața echipei zi de zi sau cum? Păi Rufo se duce cu Marius Iorga la antrenamente. Ultima oară s-au zis vestiare la... Eu vorbesc de conducători. Dacă păi cum ăștia nu sunt conducători? Păi normal că nu sunt. De ce nu sunt? Păi nu sunt. Cum? Adică au... Cum domnule, astea sunt pozițiile lor? Nu cred că au... E adevărat că sunt puncti, dar nu cred că au capacitate să conducă un club ca și Dinamo. A, asta e altceva. Atenție. Dar oamenii au poziții, primesc bani, 1000 de euro pe lună pentru chestia. Bine, nu știu dacă primesc efectiv, dar pe hârtie au salarii de 1000 de euro. Eu cred că ei ca și conducători și-au luat bani. Așa cred, din ce am auzit. Uite, este alături de noi singurul om de la Dinamo care răspunde ziariștilor și comunică cu presa, Radu Birlică. Bună dimineața, domnule Birlică. Bună dimineața, vă salut. Bună dimineața, Gabi. Bună dimineața. Domnul Birlică, sunteți în regulă, da? Putem dialoga. Da, vă rog frumos. Bun. Eu răspund oricând și în timpul liber. Tot respectul pentru asta, pentru că efectiv chiar sunteți singurul om din organigrama lui Dinamo care mai răspunde acelor noastre. Vă mulțumesc. Păi e normal să facem asta, mai ales că eu conduc un departament în primul rând și de comunicare. Păi poate vorbi și cu colegii noastre să răspundă și domnul Șahiz, domnul Spaniol de la echipă, mă rog. Da, o să vorbesc. Probabil sunt ocupați și dânsi, știți cum e. Domnul Șerdean poate joacă un meci de șah și n-are timp să răspundă, e pe silențios telefon. Da, nu știu, nu. O, poate sunt ocupați, vă dați seama că au multe pe cap în perioada asta. Cred că mai multe aveți dumneavoastră care încercați să faceți rost de bani. Cum stați? Ați mai adus sponsor ceva? Care e situația? Chiar astăzi, da, am încheiat contractul cu firma de mașini. Așa. Chiar care firma de mașini? Sixt, păi nu, stați un pic, domnul Birlică, ăsta e un contract adus de Bogdan Bălănescu, nu ne păcăliți. Nu, uite, sunteți prost informat. No, deci contractul respectiv, așa. Da, să vă spun ceva. Vă lăsați-mă să vă explic. Vă rog, vă rog. Contractul respectiv este un contract vechi, da. A fost pe un parter de câteva mașini, da. Așa, și o parte cu plată. Așa. Acest contract, având în vedere necesitățile actuale ale clubului, s-a dublat, aproape chiar s-a triplat. Așa. Datorită negocierilor mele, da. Și era întrerupt de 7 luni. Acest contract era întrerupt de 7 luni. Interesant. Da. Deci de asta vreau să vă informez ca să știți sigur. Chiar nu contează cine l-a adus. Foarte bine a făcut în trecut că l-a adus. Eu doar am preluat, deci corect am dezvoltat spus, domnul Birlică, corect e spus că Bălănescu a adus contractul cu Six, iar dumneavoastră l-ați perfecționat și a reactivat în momentul de față. Da. Să știți că perioada asta grea, oricine aduce bani la cluburi, nu că zic eu care fac asta, oricine care aduce bani la cluburi, eu... un lucru extrem de greu în momentul ăsta să aduci bani. Mai ales gândiți-vă că am mai repetat de enorm, nu există o lege a sponsorizării în România. E adevărat. Domnul Bilică, înțeleg că sunteți în discuții cu un turc de pe la Galatasaray, de la Fener, da, pardon. Iar, nu, dânsul a fost în Consiliul de Administrație al clubului Fenerbahçe. Da. Este un om de afaceri din Turcia, potent. Cum îl cheamă? Îmi scapă numele. Chiligi. Așa. Bun. Are o fabrică foarte mare de confecții în Turcia și vreo câteva sute de magazine în toată Europa și Turcia. Da. Ideea este că chiar astăzi mă întâlnesc la ora 14 din nou cu reprezentantul dânsului în România, pe România, pe Europa de Est. Și continuăm discuțiile, dar vă dați seama că în perioada asta toată lumea așteaptă să vedem ce se întâmplă. Păi și cam în ce ar consta această sponsorizare? Aduce hăinuțe pentru management sau vă dă bani concret?
Nu, nu, a fost suplimentar cu hainele pentru jucători și management. A, deci vor veni și haine pentru cei din club? Da, vor veni și haine, normal. Interesant. Au mai fost haine, eu nu le-am văzut acolo. Au zis domnul Birlică, glumește, Gabi Rățu spune pentru cine să vină hainele, că nu mai e nimeni din club. Păi și asta e o discuție, dar vedem. Eu zic că lucrurile se așează foarte bine în perioada următoare. Eu cred că până la urmă se vor rezolva lucrurile. Am așa un feeling, deci nu, mai multe informații nu am, să știți. Păi cum, pe ce vă bazați, domnul Birlică? Să mă ierte Dumnezeu, ați mai fost la două cluburi unde cred că ați fost pozitiv, dar degeaba v-a ajutat pozitivitatea la Rapid și la Păi Timișoara. Da, și vedeți că la ambele cluburi am adus câteva milioane bune. Milioane? Da, la Timișoara, la Timișoara 4 ani de zile cât a fost, clubul a trăit în sponsorizări și publicitate. Nu, noi n-am avut bani de la Consiliul Județean sau Primărie în 2015. Domnul Birlică, când am preluat echipa în 2016, când Rapidul a picat în Liga a doua datorită falimentului, așa, și Poli era prima sublinie că a fost o coincidență chestie, ne? Da. Noi am ținut echipa cu minus 14 și am salvat-o de retrogradare numai cu contracte de sponsorizare, să știți. Păi și puteți și acum să faceți același lucru la Dinamo? Păi e foarte greu să fac asta pentru că bugetul de salarii la Timișoara era undeva la vreo 60.000 pe an. Pe lună, aici este cu totul și cu totul altă discuție. La Timișoara, să știți că marea problemă a Timișoarei a fost datoriile către ANAF, care erau făcute până în 2015. Până în 2015 nu s-a plătit nimic la stat la Timișoara, 2016. Că altfel era și acum bine mersi în Liga I, cred. Și dacă nu era domnul Colțescu. Da. Revenind la Dinamo, domnule Birlică, sunt curios. Puteți să ne spuneți cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră ca director de marketing la Dinamo? Păi, în primul rând, eu mă trezesc întotdeauna la 7. Îmi iau cafeaua, beau apă plată și încep mail-urile. Dacă de acasă sau de la birou de la Dinamo? Nu merg la birou la Dinamo. Nu am mers la birou la Dinamo, decât foarte rar merg la birou la Arina. Acolo, de ce nu vă primesc spaniolii? Ba nu, nu a fost nicio problemă. Nu. Munca unui om de vânzări și de marketing nu este la birou, să știți. Toată viața mea, oriunde am lucrat și la companii mari care le-am lucrat, la Alexandrion, România, și la Mandy Foods, așa, nu am stat niciodată la birou, niciodată, absolut niciodată, decât la ședințe, normal. Păi și v-au chemat până acum noi patroni la vreo ședință? De curiozitate vă întreb. Da, dar port discuții cu ei tot timpul, să știți. Cu cine țineți legătura cel mai mult? Cu domnul Couto, Bueno și domnul Șerdean. Dar cu patronul nu l-am văzut până acum niciodată, decât pe WhatsApp am vorbit. Și ce v-a spus pe WhatsApp? V-a felicitat că le-ați făcut rost de apartamente la hotel spaniolilor? Nu m-a felicitat, dar eu cred că e mulțumit, mă gândesc. Nu, și nici nu vreau să vă spun ceva, nu aștept chestia asta. Eu sunt angajat să-mi fac treaba și atât tot. Și încerc cu tot ce pot și eu cu relațiile mele. Da. În perioada asta să ajut clubul. Deci chiar nici nu contează cine e patron. Chiar eu vreau să-mi fac treaba și îmi place ceea ce fac. Da, credeți că e posibil, revin un pic la acest afacerist turc cu care sunteți în discuții, credeți că există vreo șansă reală ca omul să vină să investească la Dinamo, nu doar să sponsorizeze? Păi discuția a fost în felul următor. Discuția a plecat de la sponsorizare și avansând discuțiile în perioada următoare, probabil dacă fondul de salarii o să scadă, în acest moment mi-e greu să spun că cineva ar putea să investească de unul singur la Dinamo. Da. Dar momentan echipa are patron, să știți. Patronul este domnul Pablo și sperăm să dânsul să rezolve problemele în perioada următoare. Uite, Gabi Răduță zâmbește amar când vă aude domnul Birlică. Gabi, ce părere ai? Domnul Pablo? Ce zice Radu Birlică? Radu ce face? Își face treaba așa. Bine. Dar vis-a-vis de patron, eu cred că COVID-ul nu ține două luni în Spania și la noi decât două săptămâni, nu? Că trebuia să vină trebuia să vină de ceva timp. Gabi. Nu avem ce face în momentul ăsta decât să așteptăm să se rezolve problema. Gânsul spune în continuare că o să rezolve problemele. Ce pot să fac Radu, eu? Radu, e adevărat, dar din punct de vedere profesional, fotbalistic, strict, este destul de târziu, credem. Adică au plecat antrenori, au plecat jucători. Știu, mie nu mi s-a întâmplat la nicio echipă de din România. Punct de vedere... Eram echipe sărace. Nu mi s-a întâmplat să-mi plece cineva și eu am avut vestiare grele.
Adică niciodată nu mi s-a întâmplat să fac asta, dar știți cum e, fiecare om gândește în felul lui și nu poți, au familie, au... Eu încă cred că patronul va rezolva problema. Nu știu de ce simt asta. Eu cred că va rezolva problema, într-un fel. Da, sau cine, oamenii din spatele patronului, că până la urmă patronul am înțeles că este... Nu știu, chiar numai, nu știu nimic. Numai ca și terminologie patron. Da, eu nici pătrâsul nu l-am văzut. Victor știe, i-am și zis, eu am vorbit doar prin SMS cu dânsul, n-am vorbit niciodată direct sau nici măcar audio. Domnul Birlică, dar am altă curiozitate. Dumneavoastră aveți abonament de la Dinamo sau vă plătiți singur telefonul de serviciu? Nu, eu îmi plătesc singur tot. Inclusiv... Da? Deci directorul de marketing de la Dinamo n-are nici măcar un număr de telefon. Așa e, nu, așa incredibil. Nu, eu îmi plătesc totul, inclusiv, uitați, deplasarea de astăzi mi-o plătesc eu. Nu. Benzina? Da. Păi cum e posibil și de ce ați acceptat? Sau va fi sincer cu noi, domnul Birică, v-au păcălit? Mă rog. V-au păcălit când ați semnat? Ați crezut altceva? Sincer, și încă mai cred altceva. Dar îmi place și ceea ce fac, să știți. Și în al doilea rând... Ce uitați, fac? Nu, spuneți-mi un singur lucru care vă place, făcut de spaniol. Sunt tare curios. A, nu, nu, îmi place mie ceea ce fac eu. A, ce faceți noastră, meseria noastră. Nu, 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 da, exact. Meseria mea chiar îmi place ce fac și o fac de foarte mulți ani și am făcut-o bine. Ideea este în felul următor, că, din păcate, nu doar eu pot să fac multe lucruri în perioada asta. Deci trebuie să facă și cei care conduc clubul. Și eu v-am mai zis și repet, eu încă mai cred că poate să facă ceva. Mai e timp să facă ceva, să îndrepte luna asta tot. Dar v-am zis, nu depinde numai de mine. Eu și cazarea de diseară la întâlnire, că întâlnirea va fi la Brașov, mi-o plătesc eu. Incredibil. Da, Radu, nu, e normal. Radu e normal. Radu e foarte pozitiv, dar știi prea bine, Victor, că eu am tras un semnal de alarmă de acum 4-5 luni când eram în club și am atras atenția că direcția în care ne ducem și cu oamenii care au venit în club este total greșit. Pe mine până la urmă m-a costat postul. Că e adevărat. Am spus lucrurilor pe nume, n-am jignit pe nimeni, am spus că se va ajunge aici. Și iartă-mă, Gabi, să spun sincer, orice club în România ar avea nevoie de un om ca tine. Nu că te prieteni și te cunoști de o viață. Ideea este că... Păi luați-l, domnule Birlică, înapoi pe Gabi. Da, mi-a propus să mă ia înapoi. Păi eu i-am spus că dacă aș fi după puterea mea și mâine, dar săracul are și el dreptate, are de recuperat, are și el familie, mi se pare normal. Dar să știți că orice club de România care l-ar avea pe Gabi ar fi un mare câștig. Păi da, înțeleg că domnul Șerdan i-a și propus și pe aia n-a mai dat nimeni niciun semn. Se fac lucrurile așa. Nu. Dar cum a fost Gabi? Nu mi-a propus nimic. Cum, domne, că a apărut știre peste tot? Doar eu am zis. Dumneavoastră ați zis. Radu, da. Eu m-am întâlnit spontan la hotelul respectiv. Spontan? M-am dus cu Radu să beau o cafea. Ah, ok. Da? Da. Și când am văzut acolo, au apărut vreo 10 spanioli, a apărut spaniolul Iorga. Spaniolul Iorga? Cine e spaniolul Iorga? Păi nu, m-am crezut că e spaniol, că nu m-a salutat când a intrat acolo. Și hai că nu te credeai aici răutăcios. Adică ai fost coleg 7 ani cu Iorga și nu te salută? Întreabă-l pe Radu, că a venit la jumătate de metru de masă. Dar nu-l cunosc. Dar el nu-l cunoaște pe Iorga. Incredibil. Da. După aia am aflat. Și eu am crezut că e vorbitor de limbă spaniolă și n-a... Te-a deranjat că nu te-a salutat? Nu m-a deranjat, m-a... M-am lăsat așa. Acum, Gabi, hai să spun ceva. Gabi, tu ești cu bun simț. Nu se poate să treci pe lângă un om care ai fost coleg de birou și de activitate și să nu zici bună ziua. Asta e lipsă de bun simț. Dar nu critic omul și nici nu judec omul. Domnul Victor, nu cred că treceți pe lângă colegii dumneavoastră și dacă te supărați... Doamne, ferește! Bună ziua. Prevedeți. Dar știți că și cu dumneavoastră am avut o discuție în contradictoriu, în privat și am ajuns la un comun acord și după aia am reluat discuțiile normal, profesionist, așa cum trebuie. Nu putem să fim sălbati și să ignorăm oamenii. Eu vă respect tot ceea ce faceți pentru sport, că dumneavoastră ce faceți pentru sport ne ajută foarte mult pe noi. Toate misiunile pe care le urmăresc. Da. Ce să vorbim? Nu are nicio legătură. Suntem oameni inteligenți, trebuie să trecem peste asta anumite spun. Sincope de comunicare. Asta spun. Bun, revenim la Dinamo, domnule Birlică. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este data limită
la care se mai pot face lucruri pentru Dinamo și de, peste care, dacă se trece, nu se mai poate salva Dinamo? Păi, data limită, eu zic că este luna asta maxim. Dar cât mai repede ar trebui să o facă. Credeți-mă, nu știu de ce, nu mă întrebați de ce. Eu am feeling-ul că se vor rezolva lucrurile, într-un fel sau altul. Ce înseamnă feeling? Că sunteți om, sunteți om de business, sunteți om care produce bani, nu produceți numai cu feeling-ul, mai produceți și pe cifre. Păi nu, dar câteodată când se întâmplă situații de genul ăsta critice, mai trebuie să apelezi la orice. Gândiți-vă că de multe ori mă gândesc noaptea la ce va fi, dar gândiți-vă că sunt și suporterii lângă noi, au și programul acela care mie... Eu, uitați, vreau să fac o paranteză, n-am zis-o niciodată până acum. Eu m-am întâlnit cu dânsii, cu liderii galeriei, cei care au programul de DB, sunt niște oameni foarte inteligenți. Niște oameni care au pus la punct o chestie de a ajuta clubul deosebită. Și am discutat cam vreo două ore și mi-a plăcut tot ce am auzit. Acum dânsii nu pot ține un club singur, indiferent cât de mulți ar fi. Le trebuie lângă ei 1, 2, 3 investitori. Dar, deocamdată, clubul are patron. Eu cred că, până la urmă, se vor rezolva într-un fel lucrurile, în așa fel încât să mergem mai departe. Doamne ajută pentru binele fotbalului românesc, nu doar pentru Dinamo. E normal că Dinamo e un brand. Până la urmă, e un brand. Vedeți și dumneavoastră că dacă se face și stadionul, înseamnă foarte mult pentru club. E adevărat. Bun. Mulțumim mult, domnule Birlică, pentru intervenție. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână excelentă. La fel, sănătate multă. La fel, o zi bună. Da, prietenul tău, că înțeleg că sunteți prieten, Radu Birlică, pozitiv, dar chiar nu are nicio bază să fie pozitiv din punctul meu de vedere. Mă uit ce s-a întâmplat și pe la Academie, e prăpă total, înțeleg. El, Mihali, ai văzut și tu, umilit în ultimul hal. E adevărat, dar a fost lipsă de comunicare acolo, că știu despre ce este vorba. Ia, poți să ne spui exact ce s-a întâmplat la Academie? Deci, unul dintre conducători, unul dintre conducătorii spanioli. Cine? Nu știu exact. Așa. Că nu-i cunosc. Deci eu nu-i cunosc. L-a sunat pe Iulian Matei și pe Sorin Colceac și le-a spus că au reziliat contractele cu Gică, cu Mihali, și că să-i se prezinte la ora respectivă la antrenamentul echipei a doua. Da. Din punctul meu de vedere, nu au greșit cu nimic ei. Iar Mihali are dreptul să fie supărat în contextul în care tu nu ai reziliat contractul și vine cineva peste tine. Numai că eu știu pe Gică, pe Mihali, că suntem prieteni și am fost atâta timp colegi, el are un caracter foarte frumos, care a avut o... Tocmai de-aia mi se pare incredibil. Deci credeți-mă, e un băiat senzațional. A avut o ieșire din aceasta spontană în contextul în care nici el nu a fost pregătit și pe nervi la ceea tot ce i s-a întâmplat de-a lungul acestei perioade. Fiindcă... Dar asta ce ieșire? Te referi public sau acolo pe loc? Nu, pe loc. A zis că a venit, nu știu cum, papițoiul sau cum a zis. Păi, să mă ierte Dumnezeu, dar nu mi se pare nici un gest deplasat să spun acest lucru, având în vedere că reprezintă ceva greu pentru Dinamo. Da, e adevărat, știu, dar nu poți să te porți așa cu Mihali. Eu spun că nu e omul care jignește, că-l știu pe Gică pe mine. E un băiat senzațional din toate punctele de vedere, caracter frumos, un băiat docil, adică vorbește frumos, nu a supărat pe nimeni niciodată. Eu vă spun relația mea cu el și așa e și cu ceilalți. Asta e relația și cu ceilalți. Alături de noi este domnul Ion Marin. Bună dimineața, domn profesor! Bună dimineața, Victore! Spor la treabă! Mulțumim! Harbin, ca de obicei! Ce faceți? Cum sunteți? Bine, bine. Am văzut că ați fost, deja gata, ați reintrat în activitate cu dinamoviști acolo, la Orban. Care e situația? Victor, am fost o delegație așa restrânsă, ne-a primit domnul prim-ministru, a fost foarte amabil, a fost foarte clar. Deci Dinamo va avea stadion nou. Acum sunteți 100% sigur de asta, domn profesor? Deci promisiunea făcută de primul ministru, eu nu cred că poate fi încălcată. Da. Mai durează ceva la niște documente și se va trece la construcție. Deci avem speranța că în primăvară deja se vor porni lucrările. Da. Ah, Doamne ajută! Da. Domn profesor, ați văzut ce s-a întâmplat la Dinamo în ultima perioadă, că nu au bani nici măcar de pizza. Pe de altă parte, echipa cum necum a adunat 3 victorii și vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că aveți o experiență enormă ca antrenor. Cum e posibil așa ceva în tot haosul ăsta?
Spune, Victorie, probabil că s-a găsit un numitor comun, s-a discutat probabil foarte clar cu jucătorii, jucătorii au înțeles că până la urmă își vor lua bani, ei au, sunt protejați de contracte și de legi. Da. Își vor lua banii. Problema este când. Asta nu știm, pentru că în continuare acești oameni în care am crezut cât de cât că vor face ceva mint, deci au mințit antrenorul, au mințit jucătorii, au mințit suporterii, nu știu ce au de gând, nici nu știu dacă toate documentele acelea care au mai fost publicate prin diferite ziare sunt corecte sau nu. Da. Dacă ei au acțiunile sau nu le au, nu știm, este așa o nebuloasă, este un întuneric total. Păi și care ar fi rezolvarea, domn profesor, din punctul noastră de vedere? Să se stabilizeze odată lucrurile la Dinamo? Din punctul meu de vedere, ar fi, în primul rând, un audit foarte serios cu toate rezultatele publicate. Da. Rezultatele financiare vă referiți? Dom'le, trebuie să știm cum stăm. Da. Trebuie să știm cine are acțiunile, trebuie să știm care e rolul acestor oameni, pentru că în niște documente de la Camera de Comerț nu există, în alte documente există și așa mai departe. Stați un pic, deci trebuie lămurite toate astea. Da. Deci trebuie lămurite toate astea, după care, sigur, în momentul când știi cine este adevăratul stăpân, să ai niște discuții direct la obiect. Da. După părerea mea, prin demararea construcției stadionului, vor fi mulți oameni care vor veni lângă Dinamo. Doamne ajută, dar pe de altă parte, domn profesor, stau și mă gândesc dacă clubul este putred din punct de vedere economic, pe interior, cine e nebun să vină în perioada asta grea prin care trece planeta să-și bage banii? Tocmai asta e, Victor. Deci trebuie auditul să scoată la suprafață tot, absolut tot. Și ce s-a băgat sub povor. Da. Deci să se pună pe masă tot, ca oamenii care vor avea bune intenții să știe în ce se bagă și să știe să cunoască calculele corecte. Da. Domn profesor, dumneavoastră, la începutul venirii spaniolilor, ați fost acolo, v-au băgat în seamă, v-au chemat să fiți văzut, să fie pozați alături de dumneavoastră și alte nume din istoria lui Dinamo. V-a mai dat cineva un semn sau doar v-au folosit un pic așa de imagine? Domnule, cred că a fost o strategie a lor ca să ne adune pe lângă ei pe acolo. N-am mai avut și n-am mai progresat în niciun fel, în nicio discuție. Până la urmă, mai bine pentru noi, dar rău pentru club. Așa este. Cu Țălnar ați mai vorbit în ultima perioadă? Am mai schimbat așa, dar numai la telefon, pentru că venind frigul eu nu prea am mai ieșit și da. nu ne-am mai văzut. Păi și ce v-a spus? E supărat? Se rezolvă? O să rezolvă? El e foarte supărat și vreau să vă spun așa în direct că Țălnar i-a mirosit de mult că nu sunt serioși și că sunt niște amatori care au venit așa, s-au băgat unde nu e de nasul lor. Da. Bun. Domn profesor, vă mulțumesc mult, mă bucur că v-am auzit și vă doresc multă sănătate. Spor la treabă, numai bine. Mulțumim. Da, amatori, spune și Ion Marin. Spune că Țălnar, atenție, omul care i-a adus pe spaniol i-a mirosit de mult. Hai da, dar trebuia să, atunci când au fost numit în funcții, trebuia atunci să spună dacă îi mirosea că... Cam așa e? Nu acum, că exact ce ziceam și eu mai devreme. A greșit și Țălnar, trebuie să o spună pe asta dreaptă. E dinamovist, e o legendă a clubului, jos dar a greșit. Jos pălăria pentru el, pentru ce a fost pentru Dinamo și ce înseamnă pentru Dinamo. Numai că în momentul când îți dai seama de rău care îl pot face în club anumite persoane, atunci trebuie să pui piciorul în prag, să spui, domne, nu sunt ceea ce credem sau ceea ce ar trebui să fie, cum am făcut eu la momentul respectiv, nu? Da, da. Bun, la polul opus, Gabi, eterna rivală FCSB, merge senzațional, deși a avut probleme la începutul sezonului cu COVID-ul, uite-te și tu ce bine merge și culmea, chiar discutam noi înainte să intrăm în direct, cred că e echipa cu cea mai joasă medie de vârstă. Foarte frumos, mă bucur pentru ei, mă bucur pentru
tot ce înseamnă acești jucători tineri, care v-ai spus de atâtea ori că ei au fost aduși în curtea noastră la Dinamo și n-am putut să-i păstrăm. Strategia este foarte bună. În momentul când acești copii s-au dus la FCSB, au jucat meci de meci și știți că nu au jucat bine de la început. Da. Le-au trebuit câțiva ani. De acomodare destul de lungă. Dar numai că cei de acolo au văzut că au potențial și au marjat pe creșterea lor. La Dinamo, din păcate, dacă ar fi venit, nu cred că aveau ascensiune asta, că noi nu făceam lucrurile așa. Noi ne-am bazat tot timpul pe hai că se poate și așa, hai că vedem câți jucători transferăm acum, da. Pleca un antrenor, plecau 10 jucători, venea un alt antrenor, venea iar cu alți 10 jucători. Și, și copiii de la Dinamo și acești tineri jucători au fost mai de suferit de-a lungul timpului. E adevărat. Bun, hai să vedem ce a spus Toni Petrea după victoria cu UTA, după care revenim să comentăm. Au trecut 12 etape, ați pierdut doar 6 puncte. Cât de mulțumit sunteți de evoluția echipei dumneavoastră? În momentul în care suntem pe primul loc, e normal că există o oarecare mulțumire, însă drumul este lung până la finalul campionatului. Mai sunt foarte multe meciuri de disputat, multe puncte puse în joc. Trebuie să luăm fiecare meci în parte și să încercăm să scoatem maximum de la fiecare joc. Aveți un avans important și în fața Craiovei și a CFR-ului, echipele pe care le veți întâlni în următoarele două etape. Cum vedeți? Îl păstrați? Îl măriți? Da, v-am zis, sunt multe meciuri de disputat, multe puncte, plus că va urma play-off-ul în momentul în care se vor înjumătăți aceste puncte. Întâlnim campiona și vicecampiona, ambele meciuri în deplasare. E important pentru noi să scoatem rezultate bune. În primul rând, la următorul meci, la meciul cu CFR, mergem acolo încrezători, avem un moral foarte bun, suntem echipa după primul loc și trebuie să arătăm și în teren în continuare același lucru. Care este situația lui Tănase și considerați că a fost un risc asumat să-l introduceți în condițiile în care aveți aceste două partide cu CFR și Craiova, principalele contracandidate în perioada următoare? Noi am discutat cu jucătorii care aveau probleme medicale înainte de joc, ne-am asigurat că sunt refăcuți, că a urmat programul de recuperare. Le-am transmis în situația în care în timpul meciului se întâmplă ceva, să aibă vreo problemă cât de mică, să ne anunțe și atunci să operăm o schimbare pentru a nu risca o accidentare mult mai gravă. Ceea ce s-a întâmplat cu Tănase a avut o jenă, o problemă la aceeași accidentare și am considerat că e mai bine să iasă după teren, să nu se agraveze. Cred că nu e nimic grav, cred că a fost doar încărcat și doar atât. Buziuc a evoluat doar 35 de minute, intrând în locul lui Tănase, după care l-ați înlocuit cu Coman, revenit după accidentare, v-a dat și gol. Cum v-a nemulțumit Buziuc sau care a fost situația? În momentul în care am întâlnit un adversar care s-a apărat supranumeric, am încercat să găsim soluții, să putem desface apărarea adversă, să putem să-i surprindem oarecum. Nu neapărat că m-ați nemulțumit, dar am considerat că era și momentul prielnic pentru Florinel de a-i da câteva minute, de a-și reveni în echipă și drept dovadă că a intrat foarte bine, a dat și gol. Da, am revenit și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Am tot discutat despre probleme cu banii, probleme la Dinamo. Am zis să vă facem o surpriză frumoasă, să și zâmbiți. Alături de noi în studio este Miss Popularitate, Cristina Brudiu. Bună dimineața, Cristina, îți mulțumesc că ești alături de noi. Mulțumesc frumos pentru invitație. Ce faci? Foarte bine. Da? Ce înseamnă Miss Popularitate? Eu mă pricep foarte bine la concursul ăsta. E vorba de concursul Miss Univers România. Da, da, fiecare țară, practic, pentru concursul Miss Univers 2020 trebuie să trimită o reprezentantă. Așa. Proba de popularitate s-a ținut pe baza, anul acesta fiind cu pandemia, s-a ținut pe baza like-urilor de pe pagina oficială a concursului. Proba pe care ulterior am și câștigat-o. Ce părere ai, Gabi? Uite ce fată frumoasă am adus între noi. Te-ai emoționat? Ești mai tăcut decât înainte. Normal că mai mult vorbesc de latura sportivă. E foarte frumos. O fată foarte frumoasă, nu? Da, ca în general majoritatea fetelor din toate România. Toate misurile, cum se spune, nu? Da, zi-mi altceva. Te deranjează că n-ai câștigat titlul de Miss Univers?
Nu, în totalitate. Categoric mi-aș fi dorit, așa, doar că probabil că nu am fost destul de pregătită și de aceea nici nu... Pregătită? Nu am... Păi da. Ce trebuie să faci? Flotări? Genuflexiuni? Nu, dar trebuie să ai o pregătire. Așa. Trebuie să știi cum să mergi, de exemplu, să defilezi. Trebuie să ai o prestanță, trebuie să știi anumite lucruri care țin, în general, de concursurile de frumusețe. Pentru mine a fost prima competiție. A, e prima oră când... Da, este acolo. Prima competiție și oarecum sunt destul de mulțumită că am reușit totuși să iau acest titlu. Da, uite că fiind într-o emisiune de sport, n-am cum să nu te întreb, tu faci vreun sport? Pentru că din câte văd ai o siluetă destul de frumoasă, cred că ai grijă de tine. Da, categoric am grijă de mine, fac antrenamente fizice pentru mine personal, nu pot să zic că fac un sport anume, merg la sală. Cât de des? De 3 ori pe săptămână. De 3 ori pe săptămână? Da. Chiar atât de mult. Însă că ai grijă la mâncare mai mult, nu? Am o balanță între ele, ca să zic așa, care contează pentru mine, pentru că una fără alta nu prea se poate. Da, te-a ținut de la mâncat mult? Pentru că voi aveți chestia asta, voi fetele care participați la concursul. Nu, în general, da, știu că e bine să ai grijă cu regimul, dar mi-am creat un stil de viață din mâncatul sănătos și atunci pentru mine nu pot să zic că mă mai abțin. A, deci te pricepi, știi să le combini, știi ce să mănânci, cum să mănânci. Pentru că îmi și place să am un stil de viață sănătos și atunci când îți place un lucru, nu mai consider că te abții. Fast food mănânci? Rare ori. Deci mai și gust. Da, normal, sigur că da. Bravo. Gabi, cum era pe vremea ta când erai fotbalist? Care erau meciurile în vogă? Îți mai aduci aminte? Ca să facem o... Nu, că nu... Nu era cineva anume să... Păi cum? Că știi cum e că fotbaliștii sunt sigur că Instagram-ul plin de mesaje când era tot fotbaliști. Da, ca orice fată. Primim într-adevăr mesaje. Ca orice fată, nu? Da, erau alte vremuri atunci. Nu cred că... Adică nu ieșea... Bine, nu a venit social media pe atunci să fie atât de mediatizat. Și nu prea ieșea lumea în evidență. Întâlniri private, socializări... În apartament. Life, nu? Cum erau petrecere cu Hagi prin apartamente filmate. Exact. Bun, ia zi-mi, ce sport îți place ție cel mai mult așa să-l urmărești? Sincer, da, mă uit cu prietenul meu. Da. Dar... El cu cine ține? El ține cu Dinamo. Cu Dinamo? Ia uite, da. Perfect, a numerit perfect. Și tu cu cine ții? Eu țin cu FCSB. Da, e o mică concurență în casă. Au fost perioade înainte de această pandemie când mergeam la meciuri și ne cam contram acolo, dar... Ai fost și la meciuri? Da, bineînțeles că am fost. Și îți place pe da. Da? Sincer să fiu, mi se pare o atmosferă frumoasă, dar prefer să merg doar la meciurile de genul FCSB Dinamo, că acolo simți așa că e o atmosferă mai diferită. Dar ia zi-mi, ți-a scris un fotbalist de la FCSB pe Instagram? Nu, sincer nu. Nu? Nu. Deci de la FCSB nu? Nu. Dar cineva cunoscut, nu te pun să-i dai numele. Da. Da? Și ce a zis iubitul tău? Sau nu i-ai arătat? În perioada în care, de la începutul relației, nu au încetat să-mi scrie, dar înainte, într-adevăr, îmi mai cum au încetat să scrie? Ai spus tu, gata, am o relație, nu mai îmi scrie? Sau? Nu, dar dacă afișez pozele pe pagina de Instagram cu iubitul meu, mulți nu vor să se pună într-o ipostază proastă și să riște să nu le răspund sau... Nu cred că ar fi confortabil pentru nimeni. Dar tu viața de zi cu zi cu ce te ocupi? Pentru că nu cred că ăsta e un job de 8 ore pe zi, nu? Nu, categoric. Practic mă ocup de propria mea afacere. Am un mic business cu fructe glazurate în ciocolată. Așa. Și mă ocup de acest lucru. Încerc să-l promovez, să-l duc la un nivel cât mai avansat, să aduc cât mai multe produse. Momentan avem doar căpșunele și banane învelite în ciocolată, puse în cutii de cadou. Sunt aranjamente speciale pentru a fi oferite de zile de naștere, onomastice. Păi și cât îți ocupă pe zi? Nu știu, îți ocupă mult business-ul ăsta? Începutul ăsta de business, de fapt? Îmi ocupă într-adevăr, pentru că fiind și un început, trebuie să fii în permanență acolo. Orice business, dacă nu te implici în totalitate, riști să nu-ți meargă. Și atunci am nevoie să fiu prezent acolo destul de des, începând să mă ocup de promovare, de vânzări, trebuie să fii prezent acolo. Și de cât timp ai început business-ul ăsta? De un an de zile. Ah, deci ai ceva. Da, dar sunt foarte mulțumită unde am reușit să ajung cu el. Bravo, felicitări. Mulțumesc mult. Există vreun sportiv român care îți place în mod special? Pot să spun și sportivă? Normal, da, sportiv. Da, Simona Halep îmi place. Îți place Simona Halep? De ce? Da. Mi se pare că a fost o fată foarte ambițioasă și cumva și-a sacrificat multe din plăcerile vieții ca să ajungă exact acolo unde și-a dorit. Da, de obicei sportivii cam asta fac. Da, dar la ea mi se pare că a fost un pic mai mult de atât. Adică a făcut și niște lucruri pe care unele fete cu siguranță nu le-ar face. Nu știu dacă știți de operație. Exact, la asta mă refer. Se pare dificil operația asta? Mi se pare dificil și mi se pare că, practic, dorința ei pentru sport a fost atât de mare încât nu s-a mai gândit la varianta că poate aspectul ei nu ar mai arăta exact cum
era la, la început și poate că o mulțumea. Dar fiindcă a fost atras atât de mult de sport și a fost implicat în totalitate, nu l-a considerat cu siguranță un sacrificiu. Uite, interesantă perspectiva unei femei legate de acest subiect sensibil pentru Simona Halep și te întreb, tu când ai auzit de această operație a Simonei de micșorare a sânilor, pentru că despre asta este vorba, cum ai interpretat lucrul ăsta? Cum ai simțit ca femeie până la urmă? Am simțit că ai nevoie de curaj să faci acest lucru și am apreciat-o foarte mult, pentru că cred că îți trebuie puțin timp să te decizi dacă vrei să faci într-adevăr acest lucru, dacă stai să compari, să te gândești dacă hai, lasă că poate mai încerc așa, poate nu mă incomodează, poate. Dar cred că ea, fiind atât de sigură pe ea, pe mine m-a făcut să o apreciez mai mult decât o apreciam deja. Sau și mă gândesc că zic, totuși cât de dificil e să tai o bucată din tine, până la urmă, despre asta e vorba. Da. Și nu vorbim doar de femei, și pentru bărbați e foarte, foarte dificil, Gabi, nu? Da, la o injecție, n-ai văzut că noi, la mai noi e mai rău la injecție. Exact. Plus că trebuie să te și recuperezi după astfel de operație, adică... E foarte complicat. Da. Bun, asta a fost, îți mulțumesc mult. Mulțumesc mult de tot. Noi. Gabi, îți mulțumesc și ție. Atât pentru astăzi, ne revedem mâine dimineața la ora 10 la ProSport Live. Până atunci nu uitați ProSport.ro și Liga 2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o zi frumoasă!